A fost blestemat și înjurat pentru simplul fapt că a făcut public un atentat la viața oamenilor. Arădeanul, care a fotografiat la sfârșitul săptămânii trecute un camion care transporta carne în cele mai insalubri condiții posibile, a devenit ținta jignirilor unor persoane apropiate șoferului incriminat. Un bărbat din Arad a surprins în trafic un camion ce transporta carcase de porc fără a avea măcar o ușă la camion. Toată carnea era la vedere, dar și expusă prafului și microbilor de pe stradă. Potrivit sursei aradon.ro, după ce bărbatul a fotografiat camionul, acesta a postat pozele pe o rețea de socializare și s-a arătat indignat de situație, pe bună dreptate. Ulterior, pe fir au intrat și autoritățile care au identificat firma ce deținea camionul respectiv, însă povestea nu s-a terminat aici, pentru că persoane apropiate șoferului de camion l-au căutat pe Arădean pe Facebook și i-au adresat printr-un mesaj injurii și blesteme.